puțin. Doresc încă o dată să felicit compania Black Sea Oil & Gas pentru îndeplinirea acestui obiectiv și pentru modul în care au reușit să ducă la capăt un proiect atât de important pentru România. A fost o perioadă de timp destul de mare și așteptarea pe măsuri astfel încât să putem să ne bucurăm astăzi de îndeplinirea acestui obiectiv, așa cum spuneam, și doresc să subliniez că din tot ceea ce am putut să văd aici la fața locului și din discuțiile avute, este limpede că este doar un prim pas, un proiect de etapă care necesită de la sine dezvoltarea în conformitate cu oportunitățile pe care le oferă atât regiunea Dobrogei, cât și Marea Neagră. Practic, în discursul domnului Bică am putut să constatăm că există viziune și, de asemenea, atunci când există viziune, probabil că au și un draft al planificării pentru ceea ce urmează să se realizeze de aici înainte. Cert este că, dincolo de această viziune, este nevoie ca la nivelul Ministerului Energiei și la nivelul companiilor de profil și la nivelul investitorilor să se realizeze această coordonare și aliniere de capabilități, astfel încât să putem, într-adevăr, să depășim acest prag de 10% pe care l-am realizat prin punerea în funcțiune a acestei capabilități și să continuăm, într-adevăr, ca dincolo de vorbe și proiecte, să putem să avem obiective înfăptuite, realizate, care, sigur, nu țin doar de domeniul extracției gazului, ci țin de tot ceea ce înseamnă îmbunătățirea și consolidarea capacității de transport, atât pentru gaze cât și pentru energie și, de asemenea, interconectarea cu toate celelalte țări, astfel încât să devenim, așa cum am auzit astăzi aici, un furnizor de securitate energetică regională. Îi felicit pentru tot ceea ce au realizat. Am putut să vedem tehnologie de ultimă generație și sunt convins că prin potențialul și voința celor care s-au implicat în acest proiect pot să inspire și să continue dezvoltarea unor proiecte similare în țara noastră. Vă mulțumesc! Bună ziua, domnule premier, Marina Cioacă, România TV. Aș avea aceeași întrebare atât pentru dumneavoastră cât și pentru domnul ministru. Ultimele date arată că depozitele de gaz ale țării se află la 40% în prezent. Suntem aproape în luna iulie, a 7-a iulie din an. Le garantați românilor că până la iarnă vom avea suficient gaz și că prețul acestuia nu va fi exagerat de mare? Știți foarte bine că există o decizie la nivelul Uniunii Europene și fiecare țară membră trebuie să intre în iarnă cu 80% din capacitatea de depozitare. În momentul de față, într-adevăr, suntem în puțin peste 40%, 41%. Angajamentul nostru față de noi, în primul rând, și față de Uniunea Europeană este ca până la 1 august să avem în depozite 46%, până la 1 septembrie 57%, până la 1 octombrie 66% și până la 1 noiembrie 80%, dacă nu mă înșel, domnule ministru. Asta este ce am reținut din datele pe care
le-am primit. Ca atare, în următoarea lună avem toate premisele să putem să ducem în depozitele de gaz încă 5%. Prin sporirea producției, în momentul de față, așa cum am văzut pe tabloul de comandă, prin această stație se introduc în rețea peste 3 milioane de metri cub de gaz. Și sunt suficienți cei 80% pentru a trece cu bine peste iarnă? Este minimum necesar pentru a avea asigurate, asigurată cantitatea de gaz care este necesară pentru a trece prin iarnă. Sigur, se fac demersuri, așa cum am discutat, sunt în discuții elementele de contract cu Azerbaidjanul, se discută cu partea americană pentru gaz lichefiat și, de asemenea, discutăm, pentru că nu depindem doar de partea de origine și partea de primire, respectiv la noi în țară, discutăm și de zonele de tranzit și trebuie să facem în așa fel încât să primim acceptul de la țările de tranzit, respectiv Turcia, Bulgaria și Grecia. Știți foarte bine că am depins și de interconectorul dintre Grecia și Bulgaria. Am înțeles că este finalizat și putem să discutăm mai facil această posibilitate de aducere a gazului în țară. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc de asemenea. Bună ziua, numai puțin, domnul ministru, vrea să adauge ceva. Vreau să adaug ceva. Față de anul trecut, suntem cu 200 de milioane de metri cubi mai mult în depozite, asta ca să știți, iar haideți să nu ne uităm la alte țări, să ne uităm la alte țări, pentru că funcție de ca consumului și vă asigur că ne vom ține de el, iar când am luat acesta în calcul, acești 80%, nu am luat în calcul exploatarea de la Black Sea Oil and Gas. Deci vă asigur că vom avea gaze în depozite, cel puțin la nivelul anului trecut, unde am avut 80% și am rămas cu 700 de milioane de metri cubi în stoc. Așa este, domnule ministru, să sperăm că și iarna va fi la fel ca cea de anul trecut. Alex Vlădescu, Antena 3, pentru că este și domnul ministru aici. Aș vrea să vă întreb, domnule premier, cum rămâne cu această compensație, o întrebare pe o altă temă, de 50 de bani pe litru de carburant pentru toți românii care ar trebui să intre în vigoare de la 1 iulie, o măsură pe care ați anunțat-o. Cum va fi exact, cum va arăta acest mecanism de compensare? Vă pot spune cu certitudine că urmează să intre în ședința de guvern de miercuri. Și avem o ordonanță de urgență pregătită în acest sens. Detaliile și elementele tehnice de conținut am să rog pe domnul ministru să le furnizeze. Este lucrat la Ministerul de Finanțe, toate ministerele am lucrat împreună, s-a elaborat textul ordonanței de urgență. Este vorba de acei 50 de bani pe litru care vor fi afișați pe totem. În urma acestei scăderi, practic, România va avea un preț, dacă nu mă înșel, al motorine de 1,70 € de eurocenți, benzina 1,60 €, va fi practic după Ungaria, care are deja un preț plafonat și are deja coți, cred că cel mai mic preț din Europa. 25 de bani din acești 50 de bani vor fi susținut de la bugetul de stat prin Ministerul de Finanțe, iar 25 de bani vor fi susținuți ca o cheltuială deductibilă de către operatori și sunt convins, ca să nu mă întrebați, sunt convins că mari operatori, mari deținători de rețele de stații de distribuție, care sunt și producători, au și rețele de stații de distribuție, vor aplica această ordonanță. Nu ne-a zis exact cum funcționează și până la urmă, deci nu aplică toți operatorii. Dacă vorbim de zone mici, în zonele rurale, cred că și ei vor aplica acest lucru. Bună ziua, Mihai Nicuț, economica.net. Pentru domnul Bică, am două întrebări. Sir. Mă scuzați, mare, asta e. Prima întrebare este așa, ați început producția. Aveți în momentul de față în derulare o procedură de arbitraj internațional împotriva statului român pentru taxele din legea offshore care încă există.
Vreau să vă întreb, vă opriți sau veți continua? Asta este prima întrebare. A doua, livrați 3 milioane de metri cubi de gaz pe zi. Puteți să ne spuneți în momentul de față cât livrați, cât vindeți cu prețurile reglementate de 150-250 de lei pe megawatt? Pentru domnul Popescu, prima, avem în momentul de față încheiat vreo companie românească, nu știu, privată, de stat, cu vreun contract nou de import de gaz natural pentru perioada rece, fie că e din Azerbaijan, Qatar, Egipt, LNG sau de altă, dacă avem. Și al doilea, aș vrea să ne lămuriți totuși, îmi cer scuze, de compensarea prețului la carburanți. Eu înțeleg că dacă compania petrolieră Benevol reduce cu 25 de bani, vine și guvernul și spune, dacă tu reduci cu 25 de bani, reduc și eu cu 25 de bani, nu-ți mai iau taxe de ei, da? Deci nu mai dai TVA sau acciză în cuantum de 25 de bani. Cum rămâne cu primii 25 de bani pe care îi taie compania? Vor fi reduși din baza de calcul pentru impozitul pe profit ulterior? Mulțumesc! Okay, well, I had two questions. The first one was about arbitration. Today we're having a celebration, so it sort of takes the vibe off that. When we took FID back in 2019, we did it on the basis that our belief was the rules were stabilized. We took FID on the view that there was not a supplemental tax. And we, in good faith, did go forward. We went forward because, you know, once you pull everything together, once you pull all the technical, commercial, regulatory, financial, everything together, it's very difficult if you don't take FID, it all falls apart. So with very good assurances from the government at the time that the offshore law, the supplemental tax, would be amended, in good faith, we moved forward. And it has been helpful. Give credit to the in difficult times. I would say politically in difficult times to change the supplemental tax. They were successful, but it isn't to the extent that we believe we had the legal right, the stability that was enshrined in the law. We believe that is not has not been honored. And so we put forward an arbitration. Whether we move forward with the arbitration, we'll see. It's still there, and we're assessing it. As far as gas production, it's about 3 million cubic meters a day, and it all goes to our gas buyer, Engie, and Mr. Stab is here. My understanding, and he could confirm, is this gas is a lot of gas in the summer, and the liquidity is not very high. It's about a thirtieth of that, so we would never get it in the system. So my understanding is it's likely going into storage, which clearly helps Romania for the winter. Am referitor la prima întrebare, am spus-o că o să anunțăm atunci când sunt finalizate. Ați văzut și declarația domnului prim-ministru, lăsați-ne să finalizăm. Ne apropiem de acest pas. Referitor la a doua întrebare a dumneavoastră, cei 25 de bani fiind reducere comercială este deductibilă. Deci prin codul fiscal orice reducere comercială este deductibilă. Deci au un avantaj fiscal suplimentar pe lângă recuperarea celor 25 de bani care vin din partea bugetului de stat. Recuperarea se face din TVA sau din acciză? Se face de la bugetul de stat. Nu dați bani înapoi, nu mai plătești TVA. Se face prin deducerea în declarația fiscală, este o rubrică separată, va fi modificată declarația fiscală, nu va trebui să primească bani sau să dea bani. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, ce înseamnă pentru oamenii de acasă această exploatare? Am putea să spunem că iarna viitoare vor plăti mai puțin pentru gaze? Vom putea să susținem că pentru iarna viitoare avem gaz. Prețul gazului în momentul de față nu poate fi controlat.
decât prin ordonanța de urgență pe care am elaborat-o înainte de 1 aprilie, iar pentru această iarnă, iarna 2022-2023, prețul este reglementat prin această ordonanță. Ce se întâmplă când această ordonanță expiră? Am văzut recomandările Fondului Monetar Internațional. Vă spunea să reduceți treptat această plafonare pe care o avem pentru energie și gaze. Să eliminați facilitățile. Am spus cât se poate de clar că de la o zi la alta situația este cât se poate de dinamică. Și atunci când am decis în coaliție să emitem această ordonanță cu perioadă de aplicare un an de zile, am considerat că este necesar ca în funcție de evoluție, în funcție de dinamica pieței, să continuăm să monitorizăm și să analizăm, astfel încât înainte ca ordonanța să finalizeze producerea de efecte, să avem o altă decizie în acest sens. Guvernul ar putea să renegocieze capitolul de energie din Planul Național de Redresare și Reziliență. Am putea să vedem că se amână, practic, închiderea minelor și producția pe bază de cărbune? În acest moment există la nivelul Uniunii Europene o decizie care a fost și denumită Repower EU. În interiorul acestei oportunități se va discuta, se vor discuta, desigur, elementele de plan în domeniul energiei. Veți renegocia? Veți cere ministrului să demareze negocierile? Vom renegocia tot ce se poate renegocia în beneficiul cetățenilor români și a economiei românești. Bună ziua, Ivet Mârza, știrile ProTV. Aș avea o întrebare pentru domnul premier și o întrebare pentru domnul Marc Bicam. O să încep cu domnul premier. Era fost aprobată în ședința de guvern o hotărâre prin care cresc atribuțiile cancelariei premierului și numărul de posturi se dublează. Vor putea lucra în cancelarie maximum 103 posturi. De ce e nevoie de dublarea posturilor și ce vor face acești oameni? Am asumat la nivelul Comisiei Europene atunci când am fost la Bruxelles, împreună cu doamna președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, că la nivelul guvernului vor funcționa departamentele care să asigure coordonarea, monitorizarea și legătura directă cu Comisia în ceea ce privește punerea în aplicare și desfășurarea activităților specifice pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR. A fost o cerință la nivelul Uniunii Europene și, de altfel, o vedem ca fiind foarte utilă, pentru că, la nivelul guvernului, practic, se desfășoară toate elementele acestea de coordonare și colaborare interministerială. Pe de o parte. Pe de altă parte, intenționăm de asemenea la nivelul guvernului să avem acele instrumente cu care să putem să coordonăm întreaga activitate, atât în interiorul guvernului, cât și cu celelalte instituții din afara guvernului. Deci este vorba efectiv despre ceea ce înseamnă coordonarea pe PNRR și pe celelalte fonduri europene. Vă mulțumesc frumos. Aș avea o întrebare pentru domnul Marc Bicam, dacă îmi permite. Domnule Bicam, ce noutăți aveți referitor la un eventual proiect de offshore wind farm pentru Marea Neagră și dacă plănuiți alte proiecte în România? Oh, the wind farm, offshore wind farm? Thank you. Yeah, we're very keen on it. We think it makes a lot of sense. You know, it's gigawatts of power. Romania, Black Sea has got all the requirements for it. But there's a number of things in front of it. First of all, we need an offshore wind law. And we need the secondary legislation, and we need the understanding of how we get concession rights. So we are working in parallel, just trying to better understand the technical capability, the feasibility of that. But clearly, this is a big scope of work that has to get through Parliament, and hopefully get through very efficiently. The other that, you know, I think everyone who's in the energy business knows, you bring a gigawatt of energy onto the lands, it's got to connect to Transelectrica.
And particularly in our area, but I think most of the grid is this way, Transelectrica needs big, big investment too. If we're going to go into a green energy area where we're going to use a lot more electricity, there's really got to be investment to bring that grid up. Because what good is it to generate a gigawatt of energy and then just have it sit there and it can't connect into the grid? So yeah, we're very keen. It's not us that's holding it up. Dacă aș putea să completez, de aceea am și subliniat la început că este nevoie, sigur este un prim pas, o primă etapă. Toate celelalte chestiuni care țin de o dezvoltare coerentă și care să aibă într-adevăr o strategie, trebuie să fie coordonate, pentru că putem produce energie și gaze, avem această resursă și avem aceste resurse, dar avem nevoie de infrastructura necesară să poată fi transportată. Bună ziua, Adina de la New Financial Intelligence. Pentru reprezentanții guvernului, domnule premier, domnule ministru, vă rog să ne dați ce detalii aveți despre mecanismul de achiziție de gaze în comun la nivel european și de stocarea gazelor în comun, care este situația în acest moment, cum sunt implicate companiile din România, cu ce țări din regiune discută România. Mulțumesc! A fost o intenție și s-a dezvoltat public la nivelul Comisiei, încercându-se la un moment dat un proiect pilot care s-a desfășurat în Bulgaria, la Sofia. Până în acest moment nu avem rezultatele finale ale acestui demers care s-a făcut la Sofia. A participat un ministru la această activitate și pentru detalii îl invit pe dumnealui să ia cuvântul. Da, la nivelul Comisiei Europene este înființat un Gas Coordination Group care se întâlnește în Ministerul Sistemului Reprezentat de Gestia Selectivă de Gaze Naturale. Se lucrează la nivelul Comisiei pentru operaționalizare. Nu este operaționalizată încă această formă. Cât va fi operaționalizată, evident, vom putea, toate țările care au nevoie vor putea beneficia de ea. Foarte legitimă întrebarea noastră, nu este finalizată această platformă la nivelul Comisiei Europene, nici regional, nici la nivel european. Gabi Moroianu, Focus Energetic. Am întrebări pentru fiecare dintre dumneavoastră. O să încep cu domnul Bicăm. Sunteți aproape de zonă de război. Aveți asigurare pentru platformă, conductă, producție? Dacă da, cu cine? Cine v-a asigurat atât de aproape de o zonă de conflict și cam cât vă costă? Pentru dumneavoastră, pentru domnul ministru, dacă puteți să ne spuneți cam câți bani s-au rambursat furnizorilor de curent electric și gaze naturale din legislația aceea privind plafonarea, compensarea, mă refer numai la plafonare și la Ministerul Energiei, și pentru domnul premier, vorbim despre și vorbeați despre siguranța în aprovizionare cu gaze și pentru noi și pentru toată regiunea. Întrebarea mea era prima. Cam când credeți că va porni runda 11-a de licitații pentru perimetrele onshore și offshore de hidrocarburi? Și acum chiar mă interesează următorul răspuns. Statul român, de fapt, va rambursa la carburanți 25 de bani pe litru. Președintele a spus că atât s-a putut. Și dacă puteți să-mi spuneți, nu-mi dau seama de ce numai 25 de bani, pentru că încasările statului au crescut, a crescut cu 40%, au crescut numai încasările din TVA. Ce se întâmplă? Facem împrumuturi peste împrumuturi, și interne și externe. Păi ce se duc banii? Că nu-mi dau seama dacă statul român poate numai 25 de bani să, mă rog, de fapt, să nu mai încaseze de la benzinari. Vă mulțumesc! Ok, so I'll address the question about operating under the current environment with what's going on in Ukraine. And just a reminder, of course, is we are not in a war zone in Romania, economic zone. But we are close enough, and it clearly has an impact. We've had mines that have been detected close to our platform. We have warships that go close to our platform, and we've had airplanes circling our platform. And we see what's going on with
Snake Island's not that far away. We've also seen the platforms in Crimea being bombed, and that feels very, very close to home. But recall, we started this project when none of this existed, and we're on the tail end of this project. We will not do anything discretionary concerning the risk we would be potentially putting the people on. So there's no discretionary work. We're getting this project finished, and it would be very difficult to start up something in Ukraine because of the Ukraine issue. As far as insurance is concerned, we have no insurance. We don't have insurance. I mean, you can't get insurance after a war starts and go to insurance provider and say, give me insurance. So we're taking that risk. Referitor la plafonare, după cum știți, după cum prevede legislația, verificările la platele faciale, toate verificările care au venit au fost plătite de către Ministerul Energiei. Săptămâna trecută erau plătiți 300 de milioane de lei și cred că erau pe circuitul de plată încă 100 și ceva de milioane de lei. Deci cum vin, la noi nu stau decât câteva zile, două, trei zile, să-și urmeze circuitul de plată. Mulțumesc. La nivelul Agenției Naționale pentru Resursele Minerale. Ea a fost finalizată și urmează ca în urma analizei în coaliție să luăm decizia politică astfel încât în coaliție, da. Pentru că este vorba despre resursele minerale ale țării și avem nevoie de o decizie politică pentru un astfel de demers, care desigur va fi coordonat foarte bine cu o prezentare a datelor concrete în CSAT și în baza deciziei respective vom proceda ca atare. Referitor la cei 25 de bani, vreau să spun foarte limpede că atunci când am construit bugetul, el a fost construit și foarte bine până la finele lunii decembrie anul trecut. Nu am previzionat că urmează să aibă loc o serie întreagă de evenimente, dar nu în această dinamică și nu în această amploare. Și ați văzut foarte bine că în construcția bugetului am avut doi piloni principali. Cel în care să stimulăm investițiile și să putem să asigurăm un echilibru economic, să asigurăm locurile de muncă și să asigurăm veniturile necesare pentru cetățenii români și al doilea pilon a fost cel legat de măsurile sociale pe care trebuie să le luăm astfel încât să sprijinim populația, în deoseb populația vulnerabilă. A urmat al doilea set de măsuri, cel cuprins în pachetul Sprijin pentru România și încă un al treilea set pe care doar cel am anunțat în urmă cu o lună. Ca atare, toate aceste măsuri au fost luate pe baza datelor de execuție bugetară lunară și pentru a avea certitudinea că vin în fața cetățenilor români și luăm o decizie. În bugetul țării. Urmând, de aceea am și dat o perioadă de 3 luni de zile. Și trebuie să vedem cu toții cât de dificilă este situația și cât de imprevizibilă. Vreau să spun tuturor că nu pot să ies în fața cetățenilor țării și să spun că avem soluție pentru absolut orice. Este imposibil. Ar însemna să vin și să vând iluzii, ceea ce nu este cazul meu. Vă mulțumesc. Stimați. Roxana Petrescu, ziarul financiar. Vreau să vă întreb de ce credeți că de 30 de ani sărbătorim aici o investiție făcută de un investitor străin și nu de o companie românească și concret ce urmează la Caragele, unde am înțeles că e un zăcământ la fel de mare ca cel din Marea Neagră, și la Neptun. Pași concreți. La
Legat de această investiție, sigur, avem un investitor străin, dar am avut și foarte multă consistență de companii românești. Este un demers pe care îl încurajăm în continuare și încurajăm investițiile străine să vină în România. De aceea, cred că este foarte important ca mesajul să fie pentru toți cei care doresc să investească în România, investitori români și investitori străini, avem nevoie de această stabilitate și predictibilitate pentru mediul de afaceri și avem nevoie să atragem cât mai multe investiții, pentru că în situația în care ne găsim, singura noastră salvare, singurul colac de salvare, că toți suntem aici la malul mării, sunt investițiile. De aceea apreciem și mulțumim foarte mult pentru că s-a făcut această investiție. În ceea ce privește Caragele, la Caragele este un proiect pe care compania RomGaz îl are în atribuții. Am discutat împreună cu Ministrul Energiei și cu managementul companiei. Este cel mai mare zăcământ de gaz la adâncime mare. RomGaz-ul are deja inițiate primele demersuri astfel încât să poată să înceapă prospecțiunea zăcământului, dacă nu mă înșel. Domnul ministru este lângă mine, dânsul este de specialitate și am să-l las să vă dea dumnealui detalii. Vă mulțumesc. Am să mai adaug la prima noastră întrebare. Cei de la Black Sea Oil & Gas dețineau concesiunea, perimetrul, deci este evident, era investiția celor de la Black Sea Oil & Gas. La Caragele se extrage din perimetrul de la Caragele, ca să știți, și din perimetrul de adâncime există deja o sondă și din 2019, din 2020 se extrage din perimetrul de la Caragele. S-au terminat faza de proiectare a sondelor, s-a scos la licitație, este în procedură de licitație, licitarea operatorilor care să vină să foreze în adâncime, tocmai pentru perimetrul Caragele, următoarele sonde. Deci se lucrează și pe perimetrul Caragele, în așa fel încât în orizontul anului 2024 să avem mai multe gaze din perimetrul Caragele. O să vă rog ultima întrebare. Ultima întrebare. Eduard Popescu, Euronews. Domnule premier, la întâlnirea de ieri cu David Popovici, a avut sportivul vreo cerere anume pentru dumneavoastră, pentru guvern? Mulțumesc. A fost o întâlnire cât se poate de emoționantă și onorantă pentru mine, pentru că am avut ocazia să-l felicit nemijlocit la sediul guvernului și să-i mulțumesc pentru toate eforturile făcute, atât de el, cât și de familie, cât și echipa de antrenori. Am discutat cu David foarte multe chestiuni legate de sportul românesc și mi-a prezentat în detaliu cum a ajuns la această performanță. Ceea ce mi-a cerut și i-am promis a fost ca la nivelul guvernului să aibă loc acel efort și acel angajament prin care cât mai curând să putem să avem strategia sportului, o nouă lege a sportului și să asigurăm tinerei, mi-a cerut să asigurăm tinerei generații condițiile necesare să poată să facă sport. Argumentele, am să repet cu cuvintele lui, atunci când facem sport avem atât un corp sănătos, cât mai ales o minte sănătoasă, ne învață să gândim, ne învață să ne planificăm. Și eu i-am spus că aș adăuga la ceea ce am menționat, că dincolo de acestea, orice sportiv care face performanță are un angajament față de sine și are un nivel de ambiție care uneori ne lipsește. Ca atare, cred că suntem datori să facem ceea ce trebuie să facem pentru tânăra generație în ceea ce privește atât asigurarea administrativă, cât și partea aceasta de impulsionare și de modele cât mai multe, astfel încât tânăra generație să aibă ce să urmeze. Vă mulțumesc! Vă doresc tuturor numai bine! Mulțumim și noi! Distinși invitați, în numele organizatorilor și al meu personal, vă mulțumesc că ați dat curs invitației și că ne-ați fost alături într-o zi atât de importantă astăzi, atât pentru Black Sea Oil & Gas,